Bine v-am găsit, dragilor! Mie miroase scandal în cartierul acesta și am venit cu un gând. Poate vom întâlni acasă și pe fica lui Marian Mexicanu, că despre el este vorba, și despre îndrăgita lui soție, Ana. Ne așteaptă acasă și cu siguranță o să aflăm niște lucruri în premieră, pentru că asta înseamnă să fii detectiv la Folclorul sub lupă. Hai să vedem despre ce e vorba. Ca un detectiv bun ce sunt, am intrat în locul de joacă al tinerilor noștri frumoși, Ana Maria și Marian Mexicanu și, desigur, al fiului lor, Costică. Costică, bună, dragilor, și mulțumim pentru primirea aceasta frumoasă în căsuța voastră. Bună, draga noastră, și cu mare drag v-am primit în căsuța noastră. Măi, frate, dacă tu ai călcat pragul casei noastre, suntem fericiți, mă. Și eu sunt onorată. Știi de ce? Că tu ești fiță, mă. Tu ești fiță de prezentatoare, mă, la mine. Mulțumesc din suflet. Și Costica a fost fericit, mi-a zis. L-am văzut, s-a mutat pe dulapa. Da. Și că e o primire foarte caldă și vrea să ne urmărească de sus. Da. Vreau să vă spun că va fi, să spun așa, o discuție foarte naturală, dar sub lupă. Adică nu vă așteptați vis-a-vis de întrebările pe care o să vi le adresez nimic care să vă pună într-o situație delicată din punct de vedere al răspunsurilor. Ți-am spus de la început, te-am întrebat despre ce vorbim, mi-ai spus măi, totul o să fie ok, surpriză. Important să nu ne audă nimeni, să nu ne vedem la televizor. Nici vorbă. Asta o facem ca pentru noi și ne urmărim în baie. Te ascult, te ascult. O să trecem la prima întrebare. Dragul nostru Marian, o să încerc să discut cu tine mai întâi. Ți se spune multe feluri, de la magicianul acordeonului, la tăticul acordeonului, la Messi. Și Messi, fenomenalul mexicanu. Totuși, cum se prezintă Marian Mexicanu? Un om care a muncit foarte mult, un om care nu își, care nu crede în aceste titulaturi, este normal să fiu bucuros că lumea mă iubește și mă apreciază, dar eu niciodată n-am să uit începuturile mele, când visam să ajung un muzicant bun, și faptul că am ajuns un muzicant bun, zic așa, 50% este munca mea asiduă, pentru că munceam câte 10 ore pe zi, draga mea, la mine a fost muncă și sunt și autodidact. Am găsit un acordeon pe stradă și eu n-am avut profesor. Nu am avut profesor, n-am știut notă, nu am fost la școală de muzică, absolut nimic. Te tragi dintr-o familie de lăutari, Marian? Nu. Deci 50%, draga mea, munca mea, și 50% fără Dumnezeu nu putem face nimic, este destinul meu. Deci, ca să-ți răspund la întrebarea ta, nu mă trag dintr-o familie de muzicanți, mă trag dintr-o familie de oameni simpli care au muncit și au pus cotul la cum să spun eu, munca acestei țări, pentru că au fost muncitori, simpli muncitori, și știu că munceau câte 8 ore, chiar 10 ore într-o fabrică de cauciuc și munceau amândoi părinții mei la matriție, pentru că și atunci și cred că și acum ca o anumite cauciucuri se fac într-o matriță specială. Ei, eu am crescut și acolo, să știi, pentru că nu exista bună. M-am născut în 1972, secolul trecut, știu, datez de acum un an, un secol, draga mea, știi? Norocoasă ești că tu ești căsătorită cu mine. Pe tot secolul trecut. Tot secolul trecut, dar eu sunt mult mai așa. Și nu exista bună atunci, departe de noi, cum suntem acum noi ăștia muzicanții cu fițe și tot nu ne mai dăm de cap niciunul altul. Cu modestie ai trecut etapa copilăriei, după cum ne-ai spus, dar ce te-a determinat și ce te-a ambiționat atât de mult să-ți depășești limitele? Pentru că tu ești un muzician, dacă vrei, iubit de marele public și evenimentele fastoase la care vă prezentați împreună tu și Ana, împreună cu taraful tău, sunt unele de înaltă ținută. Am avut o întrecere cu mine însumi. Mi-a plăcut să studiez în oglindă. Și auzeam pe timpuri mari acordeoniști și îmi doream să îi depășesc. A fost ambiția mea. La vârsta pe care o am, cred că pot să spun că oricât de bun ar fi profesorul, oricât de bun ar fi școala în care îți duci copilul, dacă copilul nu iubește ceea ce ce face degeaba. E,
cam acolo m-am găsit și eu. Am iubit lucrul acesta, am iubit muzica și să spun ceva, mi-a plăcut. Te-ai gândit și la partea financiară, scuză-mă că am făcut paranteză. Adică să faci lucrul ăsta pe viitor ca să-ți aducă un venit, să te poți descurca? Vreau să vorbesc frumos și aici mi-ai zăpăcit puțin mintea. Am să-ți răspund imediat. Am să-ți răspund imediat vis-a-vis de partea financiară. Nu am iubit partea financiară. Eu n-am știut ce înseamnă faptul că instrumentul sau munca îți oferă bani la 7 ani. Nu. Eu nu am avut minge, am avut acordeon și l-am iubit necondiționat. Și vreau să spun acum, este diferența de la ce am făcut eu și copiii mei mi învăț, elevii mei, studenții mei care sunt și studiază cu mine, le spun, vă rog frumos, nu încercați să faceți instrumentul acesta din obligație pentru a vă oferi ceva, pentru că niciodată nu veți ajunge nimic în viață. Faceți-l pentru că îl iubiți și îl stimați. Eu stimez acordeonul. Eu în fiecare zi îl șterg, doarme cu mine în pat acordeonul, doarme. Stă între mine și Ana Maria acordeonul. Mereu zic, ia puțin mai încolo acordeonul, că mă deranjează. Tu mă dau cuvântul meu de om. Păi de ce dorm cu el în pat? Îți vine inspirația noaptea? Nu. Să-l aibă mereu. Adică atât de muza ta este Alan, încât te ajută să realizezi ceva și la acordeon. Te rog să mă crezi că este departe de mine dacă stă în camera cealaltă. Îți dau cuvântul meu de om. Îl mângâie, pupă. Da. Sunt dependent de instrumentul meu, îl iubesc. Eu m-am născut pentru acest instrument. Muncesc foarte mult, mă documentez. De 8 ani de zile sunt membru Nigel Kennedy. Nigel Kennedy este imposibil. Sau cine îl știe, el știe. Cine nu, avem pe tata Google, intră acolo și Nigel Kennedy este unul dintre cei mai mari violoniști ai lumii și mă pot bucura la vârsta asta, mă pot bucura cu concerte în întreaga lume, începând de la Blue Note în New York, începând de la Manhattan, Elveția, Franța și Elveția, nu așa că am fost până în Elveția și am cântat la un eveniment și eu, vezi Doamne, în comunitatea română. Nu, am cântat la elvețieni, am cântat la San Moritz, am cântat în concerte de jazz, m-am întâlnit cu cei mai mari muzicieni ai lumii. De ce? Să muncesc și să nu întind mâna niciodată. Mi-a plăcut să stau în față. Nu știu cât de în față am ajuns, dar vă promit că am să ajung mai în față, din ce în ce. Pentru că instrumentul și arta n-are fund niciodată. Eu îl compar ca un sac care tot găsesc cât o melodie, cât o melodie, cât o melodie, cât un program, cât un potpuriu, cât... Băi, și nu ajung să dau de fund, să zic am luat ultima melodie. Niciodată. Și vis-a-vis de meserie, de bani, generația noastră face acest... Îmi pare rău că spun lucrul acesta și am să încerc să nu generalizez și să nu deranjez pe toată lumea. Am să încerc să spun așa, marea majoritate face artă, face acest instrument, merge la școală și face, încearcă să facă ceva doar pentru bani, nu pentru că iubește. Și cred că nu e singura meserie, dacă vrei, care aduce de la sine astfel de oameni care se ghidează după câștigurile financiare. Acum, mai nou, din ce am văzut eu cum fac tinerii, se uită așa pe un, cum să zic eu, văd rata, ce se câștigă cel mai bine, la calculatoare, acolo, maxez acolo. Dar nu că ar avea înclinație. Ana, dar ce părere ai, iată că soțul tău este un artist atât de iubit și un om cu o capacitate atât de mare și cu niște învățături, dacă vrei, atât de bune? Ce părere să am? Bineînțeles că sunt foarte fericită și simt așa o siguranță când îl am lângă mine, mă simt sigură. Ți-ai insuflat în modul în care tu să te prezinti. Ți-ai insuflat lucruri despre modul în care să te prezinți pe scenă, să fii ca artist? Bineînțeles, da. Consider că te-ai conturat mai mult de când ești împreună cu Maria? Da, bineînțeles, normal. Până și respirația mea și totul îmi zice, vezi că aici așa, vezi că aici așa, măi, mereu. Măi, dacă vedeai cum anunțea când am luat-o atenția. Măi, dacă o vedeai cum anunțea. Fii atent și acum. Și te-l-a dat și mare! Oh, Doamne, dacă scăpăm de la nunta asta nebătuți, suntem fericiți. Acum interviul ăsta, după aia peste 10 ani, să zici, mamă, cum anunțam cum 10 ani, îți dai seama acum 20 de ani? Tată. 10 ani de la noastră și mai bine dumineața? Măi, Ana, mai frumos, mai cald. Dar de ce, Ana? Mă, ești cântat la anunții la petrecere. Ana, la origine, era moldovencă și voia, Doamne, să se vadă debitul, nu?
acolo se vadă prezența. Mă, eu n-am cântat la petreceri. Eu prima dată am început să cânt la petreceri aici în România. Eu am cântat la școala conservator, ce am avut concerte, fără să anunț, fără dedicații, acum fără am nimic. Anunțat, era mai direct pe scenă. La concert, anunțai la un festival de la frumos, la George Enescu. Eu? Și de la domn director, nota 10! Și dacă domn director a dat nota 10, să înțeleg că tu ești un mentor pentru tineri, pentru că vă spuneam puțin mai devreme că... Măi... aș fi vrut să spun că și eu la vârsta ei eram tot la fel, dar eu nu eram la fel. Eu m-am născut bătrân. Cum adică, Maria, te-ai născut bătrân? Pentru că ești un om cu haz, un om plin de amuzament. Bine, nu e bine. Păi și eu acum tot bătrână sunt. Ești, nu e asta, nu e o problemă. Iar mi-l-ați luat pe Costică, să fie mai tână. Ești bătrână în atitudine, ești bătrână în comportament. În gândire. Dar la modul acela frumos, pentru că stai cu un om bine crescut și adică și grăsut. Cum să mai spune gras, bine crescut. Și tu totodată bătrânică pe partea asta, dar tinerică pe alte părți. E greu. E greu. Deja m-a făcut bătrân. E greu să lucrez cu 400 de oameni, cu 500 de oameni odată și să nu vină un om la o petrecere care deja a băut un șprițuleț, să nu zică, băi, ce cântați acolo? Nu, e greu. Noi am reușit să-i mulțumim pe toți, în mare parte. Pădure fără uscături, a doua zi, dai seama, a doua zi nu există așa ceva. Alții am zis. Alții au mai luat câte o palmă? Adică se întâmplă fel și fel de chestii. Nu cred că există să-și ia cineva din lăutare o palmă fără să facă vreo greșeală, puiul meu. Dacă faci o greșeală, la nuntă, asta e, ce-o asum. Ce-o asum. Eu nu fac greșeală și nu pot să-mi iau o palmă de la nimeni. De ce? Pentru că sunt un om corect, îi respect. Și ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Probabil te caracterizează motoul acesta și atunci, și plecând de la ideea asta, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, crezi că... Este foarte corect și atunci când ești corect, n-are lumea ce să-ți reproșeze. Dar crezi că mai sunt oamenii, nu știu, concepții greșite, învechite vis-a-vis de etnia lăutarilor? Nu. De etnie, nu. Adică cum îi cataloghează, Marian? Păi chiar te rog, fie să te lauzi, fie să aduci obiecții. Nu-mi place snobismul, nu-mi plac laudele, nu-mi place omul care se laudă, nu. Dar dacă... mi-ai adresat întrebarea aceasta, dăm voie să țin puțin cu lăutarii mei. Suntem câțiva lăutari. Atenție, lăutari, nu maneliști. Acolo nu am treabă. Nu vorbesc nici de bine, nici de rău. Sunt prietenii mei, sunt cumetrii mei, sunt nașii mei. Dar eu vorbesc de lăutarii mei, e normal să-mi iau în brațe. Și strict profesional. Strict profesional. Care, crede-mă, până acum 15 ani nu eram așa respectați. Dar de vreo 5 ani cu 7 ani, 5 ani, crede-mă că suntem... Poate vreo 10. Am zis așa, unde știu sigur și nu greșesc. Nu există cineva să ne jignească, indiferent ce poziție socială ar avea. Când ne vede, sunt fericiți, le facem viața frumoasă, ne deschid ușile, să ne jignească de la tată până la nepot, până la nu... Nu există lăutarul ca să fie țigan, că ți-o spun eu. Nu există, sunt bine lăutarul cu țiganul și cu... Nu, când e vorba de mine. M-am pus primul ca Măgaru, Dănea Nelu Ploieșteanu, Dănea Ionel Tudorache, Tanti Panseluța, Catanga. Sunt câteva capete de afiș țigănești, băi, care mai aduc cinste și laudă etniei noastre. Și duc mai departe cu mândrie acest statut frumos pe care l-am dobândit. Iată-mă că te întrerup. Noi chiar, că ai adus vorba, discuția despre chestia asta, noi cu Gelu Duminică mergem la școli, la facultăți, la facultate. Facultățile peste, de sociologie din toată țara. Și chiar vorbim despre chestia asta, că de la lăutarii romi, țigani, cum zici, e aceeași chestie, nu e nicio diferență. S-au inspirat cei cu folclorul. Deci folclorul pleacă de la lăutari, de la lăutarii romi. Maria Tănase, Maria Lătărețu, toate au fost... Care au fost de etnie romă. De etnie romă. Deci practic, uite că... Deci publicul acceptă Marcel și apreciază chestia asta. Eu am întâlnit lucrul acesta, dar tocmai de aia v-am întrebat, pentru că voi mergeți la evenimente și atunci să elucidăm misterul și pentru cei care nu pentru că ei consideră publicul că muzica românească pleacă de la lăutarii romi, așa că... Acum câteva zile noi am fost singura orchestră care am susținut festivalul One World aici în România.
De firma e drepturilor oamenilor. Da, este un festival. Eu, sincer să fiu, nu am știut ce înseamnă. Când eu, într-adevăr, eu dacă nu știu, eu spun, bă, frate, nu știu cu ce să mănânc asta. Însă, după aceea am aflat ce înseamnă festivalul One World și, bineînțeles, că la un festival trebuie să fie, să se prezinte mai multe orchestre. Nu, au vrut decât noi să fim, să se bucure de noi oamenii care... conducătorii acestui festival. A zis, noi vrem decât pe Marian Mexicanul cu ai lui să ne bucurăm de el. Dar ai simțit că ești iubit de divinitate, nu știu, pentru întâmplările astea care ți-au adus succes în viața de divinitate, ta? Da. Adică, uite, draga, te-ai întâlnit cu un festival draga cu atât de mare. Ai participat la evenimente mari. Uite cum sunt eu. Faptul că trăiesc, faptul că tu ai venit aici să faci o emisiune frumoasă, faptul că am ce să iau pe mine, faptul că îl am pe Costică, faptul că o am pe ea, faptul că sunt sănătos, faptul că ai doi copii minunați tu, ce ai făcut tu pentru copiii tăi? Ai pus tu cap copiilor tăi? Ai pus tu ochii aia frumoși ai copiilor tăi? Ai pus tu? Ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Eu mă regăsesc în multe din lucrurile astea și de-aia îmi place să avem discuția. Părerea mea, nimic fără Dumnezeu, totul este de la Dumnezeu. Tehnologie modernă și Homo erectus cu Homo sapiens, să rămân acolo la el. Nu, eu sunt cu Biblia, a suflat Dumnezeu, așa simt eu. Păi asta este simplitatea și gândirea normală în opinia noastră și așa o și oferim celor de acasă care ne urmăresc. Dar Marian, dincolo de toate, crezi că au fost momente în care te-a uitat Dumnezeu pentru că ți-a dat încercări mari? Că totuși ai trecut și tu printr-un divorț, ai trecut prin niște momente Dumnezeu. Grele, ai trăit o separare de familia ta și în special copiii. Ce susținător ai avut lângă tine? Ana e prezentă și poate ți-a înțeles greutățile astea prin care ai trecut. Am avut momente când am zis că nu mai ies dintr-o apă atât de mare că sunt lovit de valuri continuu. Mă, nu mai ies din apa asta, atâtea valuri pe mine, atâtea valuri puternice și mă lovesc și mă lovesc în continuu. Iar preotul meu, duhovnic, este normal să am un preot duhovnic, și să merg să mă confesez și să-i spun greșelile mele, să-i spun tot ceea ce fac, pentru că orice greșeală pe care eu o fac și simt că mi-apasă sufletul, merg la biserică, stau de vorbă, mă confesez, mă așez în genunchi, e o poziția care trebuie și vorbesc cu Dumnezeu al meu și vreau să intru în confesiune cu Dumnezeul meu, că așa îi spune Dumnezeul meu. Și mi-a spus, Marian, cu cât Dumnezeu te iubește mai mult, cu atât te încearcă și mai mult. Aici, eu mereu mai vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, dar cât mă mai încerci? Doamne, mi-e greu, Doamne, nu mai pot, Doamne, am atacul ăsta de panică, Doamne, nu pot să merg singur de 25 de ani pe stradă, Doamne, uite ce mi-a făcut ăla, Doamne, ce mi-a făcut aia, Doamne, de ce nu vorbește fetița mea cu mine, Doamne, 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 Doamne. Te rog să mă crezi că nu credeam vreodată și eu nu o laud. Eu nu sunt felul să laud femeia niciodată. Femeia de față de mine, dacă nu vorbește așa bătrânel cum sunt eu, ea este o scumpă de fată. Dar dacă nu mă respectă, îi spun, draga mea, eu bătrânelul acesta, dacă nu ne iubim și nu ne respectăm, eu îmi iau, cum îi spune bastonașul, și plec pentru că nu ne mai înțelegem. Ana a venit într-un moment greu al vieții tale? Nu credeam niciodată. Totuși, sunt 19 ani diferență între noi doi. Eu sunt mai mare decât ea, iar ea mă iubește, crede-mă. Puteam să mă opresc într-o gară, sunt foarte multe locomotive. Am ales o locomotivă care nu credea nimeni că eu mă pot opri în locomotiva aceea de la capătul liniilor. Ea a fost locomotiva și pentru mine ea este cârja umană de care mă pot sprijini până la sfârșitul vieții. Crede-mă. Dar de ce totuși, nu știu, contești destinul tău pentru că nu ai întâlnit-o poate de la bun început? Sau reproșezi fostei tale neveste multe lucruri și atunci încerci să proiectezi fericirea în destinul pe care îl trăiești? Am să spun atât, care este foarte frumos, dar este și foarte greu. Pentru că mi-a plăcut să fiu un domn. Repet, este foarte greu ce spun acum. Îmi pare rău că acești doi copii ai mei nu i-am cu Ana Maria. Mai mult de atât, dacă ar fi zis Paula lucrurile astea despre mine, aș fi preferat să-i spun, dăm două palme, 4, 5, dar nu vorbi așa. Eu spun. Dar nu ți-ai impus să o privești ca pe mama copiilor tăi să rămână de domeniul trecutului? Aș fi vrut să fie prietena mea de suflet. Să aveți o relație cordială, amiabilă. Doar pentru copii. Dar ea n-a vrut lucrul.
acesta. A arătat doar răutate și arată răutate în continuare. Iar noi ne vedem de treaba noastră și se bazează pe faptul că eu sunt, într-adevăr, sunt o fire vulcanică. Pentru că nu sunt Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost doar unul singur pe acest pământ. Să spun, scoate-mi ochiul ăsta și nu dăm o palmă și aici să-mi dai și... Nu pot să vii tu la mine să-mi bagi un ochi, să-mi scoți ochiul și să-mi spun scoate și pe ăsta. Nu, te mușc. Încerc și dau cu piatra după tine, cu ceva. Asta e, nu se termină. Băi, nu pot. Da, băi, nu se termină. Nu. Dar știu că cu Edi, cu fiul tău, mergi la evenimente. Este alături de tine. Edi... Ai nepoți în preajmă, Nora, ei, este nu. Aproape. Edi a înțeles. A înțeles că acum la 28 de ani a înțeles că eu sunt un tată bun, sunt un bunic bun, sunt un om bun și ce am eu are și el toată viața. Și fiica ta, pentru că știu că e o suferință. Ea nu a înțeles. Ea nu a înțeles pentru că nu i s-a dat, nu i s-a oferit oportunitatea. Ce vârstă are fiica ta, Maria? Păi acum are 14 ani, dar când ne-am despărțit avea 7. Deci în urmă cu 7 ani. Ea este victima. Fetița mea este victima. Aici este problema vieții mele. De ce o numești o problemă? Pentru că fetița mea trăiește într-o casă unde există mâncare și există haine. Dar nu există Dumnezeu și nu există educație. Și când spun lucrurile astea, mă abțin să spun multe greșeli care se întâmplă acolo. Atenție, mai repet, poate n-ați auzit bine. Trăiește într-o casă frumoasă unde are haine și mâncare. Dezvoltarea emoțională pentru un copil sănătoasă pleacă și de la iubire și o relație frumoasă părinți-copii, dacă vrei, mamă-copii, tată-copii. De ce trebuie în urma unui divorț sau unui despărțit părinții să nu se înțeleagă gândindu-se că poate afectează relația celor doi copii? Măi, n-aș vrea să jignesc și nu o să jignesc. Am să spun așa, așa sunt unele femei, am spus de 5 ori, din păcate, face o armă letală dintr-un copil și copilul ăla nu strică cu nimic. Dar ce ți-ai dorit pentru fiica ta? Ce ți-ar împlini sufletul de tată și poate să nu mai suferi, să nu mai plângi? Că bănuiesc că ai momente în viața ta în care lăcrimezi de durere, de dorul ei și de lucrurile pe care ai vrea să le schimbi în viața și relația tată-fică. Ai pomenit vreodată să-i dai peste 5.000 de mesaje copilului tău și să nu-ți răspundă? 5.000. Dacă vreți să facem o emisiune, vă arăt toate astea, mesajele astea. Cu lacrimi, cu zbierături, cu tăvălituri pe jos, sunt bolnav, sunt la spital, sunt cu cum îi spune, cu perfuziile în mână, curgea sânge din mine, uite-mă, tată. Și spunea, mori. Lumea nu știe lucrul acesta. Dar tu, în sufletul tău, îi porți o dragoste aparte, că e fiica ta, e sânge din sângele tău, nu? Toată viața mea. Adică nu te războiești și nu te răzbună ca tată sau să gândești negativ de ea că poate într-un moment de cumpănă a vieții și poate îți va cere iertare. Ea nu are minte. Ea este un copil. Dacă ai avea în fața ta, ce îi spune? Câte nu i-am spus. Ce ea spune? Îți spun ce i-am spus. I-am spus așa, puiul meu. Mamă, ce aș vrea să vă iau telefonul? Nu vreau să fac o emisiune de-astea prea... Nu, trebuie să ne spui ce ai pe suflet, să devestai. I-am spus, copilul meu drag, indiferent ce greșeală ai făcut, indiferent cât am suferit eu sunt tatăl tău și te iubesc necondiționat. Vino la mine că îți voi oferi și eu aceeași libertate pe care o ai acolo. Pentru că mi-am dat seama că la mine, dacă nu are libertate și la mine are un program, pentru că sunt tată. Noi, tații, nu, băi, crede-mă că noi iubim mai mult copiii decât, iar era să zic, decât voi femei, decât unele femei. Bă, noi iubim, dar nu ne putem exterioriza atât de tare și atât. Măi, noi dacă aveți iubim... Aveți un alt mod de arăta dragostea. Eu te iubesc pe tine ca și copilul meu, vrându-ți binele. Prin ce? Știind că tu ai un program educațional. Ai fost la școală, ai luat o notă bună. Ești îmbrăcată, ești sănătoasă, înveți o limbă străină, că nu se mai poate, suntem în 2020, nu se mai poate să vorbim doar limba română. Nu se mai poate. Cel puțin fără limba engleză. Nu poți să stai.
nu mai vorbim... A, și ea spune așa, puiul meu, hai să mergem împreună la biserică, pentru că acolo este locul în care pleacă totul și se oprește totul, Dumnezeu. Hai să mergem acolo și indiferent că ai greșit tu, că am greșit eu, hai să-L rugăm pe Dumnezeu să ne poarte pe amândoi pe brațul Său și să ne ierte și pe mine și pe tine și pe mama ta pentru tot ceea ce am făcut și să încercăm să mergem înainte doar prin puterea pe care ne dă Dumnezeu. Pentru că noi suntem născuți din greșeală și vom muri în greșeală. Suntem oameni păcătoși. Hai să vedem ce hotărăște tata Dumnezeu. Eu nu știu să hotărăsc pentru tine ce trebuie. Eu hotărăsc doar așa, omenește. Dar Dumnezeu le aranjează divin. Nu știu dacă îți vom răpi o lacrimă sau un zâmbet, dar uite, noi îți vom dori această fotografie cu ea pentru că am întâlnit-o pe pagina ta de socializare. Ne impresiona faptul că erai atât de fericit cu venirea ei acasă și poate va aduce un strop de noroc, pentru că știm că ai o apăsare vis-a-vis de lucrul ăsta. Și cred că cel mai important e să vă iertați reciproc, Marian, cum ai zis, și dincolo de toate să te privească. Fără tine nu ar fi fost viața ei, adevărat, nu? Și fără existența ambilor părinți, până la urmă. Iar lucrul pe care îl știu și eu este că niciodată nu trebuie să-ți condamn părinții. Bun sau răi, nu ai voie să faci lucrul acesta. Este, cred că, cel mai frumos cadou care l-am putut primi în afară de nașterea copiilor mei și a nepoților mei, tabloul ăsta mic pe care mi l-ai dat tu. Da, e un cadou de suflet. Pentru că știm că tu nu ai așteptări de niciun fel, ai și spus de la începutul emisiunii. Draga mea, eu mă bucur de lucrurile mici, pentru mine sunt foarte importante. Eu iubesc lucrurile mici. Iar aici tu mi-ai adus un tablou care îți dau cuvântul meu de om, cât voi trăi eu. Și oriunde mă voi, dacă voi pleca și cu cortul, voi sta cu cortul pe străzi, că nu se știe ce în viață, azi e vile și mâine nu mai e nimic. Dacă eu voi avea un cort, acest tablou va fi cu mine în cortul acela. Am să spun atât. Dumnezeu, îl rog pe Dumnezeu să facă dreptate. Chiar dacă am greșit eu, să mă ierte. Dacă a greșit mama ei, să o ierte. Important este ca noi toți, părinții, să lăsăm toate armele jos. Să lăsăm partea financiară, că de acolo pleacă totul. Să aruncăm partea financiară și să ne ocupăm de educația și de creșterea frumoasă a copiilor noștri. Pentru că bogăția noastră, a părinților, este că doar atunci când îți vezi copilul sănătos și pe un drum bun. Da. Ești împlinit profesional, ai un om deosebit lângă tine, un om care ți-a înțeles povestea vieții, un om care te susține în tot. Și cred că ar mai fi singurul tău of, Marian, acela de a avea relația amiabilă cu fiica ta, atât, atât. Să vă sunați, să vorbiți, să poți fi alături cu un sfat. Și cred că în toată povestea asta, relația părinți-copii, eu cel mai mult de suferit în viitor. Dacă pentru eu, că rămân niște traume din copilărie. Dacă aș putea să o am pe Maria și pe Ana și copiii mei lângă mine, atât cât vor vrea ei, atât cât vor vrea ei, atunci cu adevărat aș fi un Marian împlinit. Dacă ai avea familia toată. Da. Ana, tu ce sfat îi dai lui Marian? Că bănuiesc are momente în care se destăinuie ție, tu ești jumătatea sufletului lui. L-ai văzut mai dezamăgit, l-ai văzut suferind. Cum ai considera că trebuie să-l întărești? Că bănuiesc că deseori poate amuțea și în prezența ta, nefiind mulțumit sau împlinit sufletește. Mai e greu, pentru că na, de la început poate ne sfătuiam, fă așa că e mai bine, sau nu zi lucrul ăsta, sau zi lucrul ăsta, dar până la urmă, după multe încercări, tot cum a zis Marian, singurul om, singura, nu pot să zic persoană, singurul Dumnezeu care poate să ajute și să-l facă fericit sau împlinit sau să treacă durerea asta din sufletul lui, singurul Dumnezeu care poate să-l întărească. I-am zis, cu voia Domnului, poate o să treci, poate o să fie bine, atât. Mai mult de atât nu pot să-l ajut. Și vreau multe să vă bucurați că și voi și ei sunt sănătoși, indiferent cum și unde, că poate cumpănă
sau crucea, cum se spune, pe care tu trebuie să o duci. Vreau să vă mai zic ceva, dacă îmi permiți. Te rog. Vis-a-vis de această moldoveancă frumoasă, pe mine nu m-a despărțit Ana Maria, pe mine m-a găsit despărțit. M-a găsit despărțit, într-adevăr, mie mi-a plăcut de ea, eu am ales-o. Ea a plecat. Un an de zile am stat să-mi aștept familia, să mă reîntregesc familia. Nu s-a mai putut. Am zis din momentul de față, vreau să vii aici și vei rămâne cu mine. Unde vreau să ajung? Am dat casa și tot ce am avut eu copiilor mei, respectiv mamei copiilor mei. Că erau adică mici. Ți-ai cedat partea? Măi, mi-am luat acordeonul și am plecat pe străzi. Am plecat cu chirie cu ea. 3 ani de zile am stat cu chirie. 3 ani de zile am mâncat de la împinge tava. 3 ani de zile ne-am îmbrăcat amândoi. Cât erau prețurile? Nu mai contează. 17 lei? Contează să ne stea bine, dragul meu. Și acum poți vă să spun, ia ceva de 10 lei. Nu este rușine, da, să vă spun. Ea a tras cu mine. Și ne-am ridicat. Și acum avem perna asta. Avem unde să facem un duș frumos. Și cine vine la noi... Nu o să spună, vai, am fost la Marian și la Ana. Din contra, aveți o casă foarte fost scârbă să bem un pahar de apă la ei. Nu, doar prin muncă. Și am plecat de la sub zero, nici măcar de la zero cu ea. Dar, Ana, ai fost contestată, pentru că, cum spunea Marian mai devreme, are o diferență de vârstă. Ce îți oferă ție încrederea că poate Marian nu va sta lângă tine o perioadă scurtă de timp și după aceea va pleca? Niciodată, dacă mă gândeam așa logic, să zic, știi, cu capul, nu făceam niciodată pasul. Ia să gândește și cu picioarele cu păi da, dar e bine. Măi, ea nu este vorbitoare de limba română. De eu ce? Sunt logic, bucur. Am zis logic. Dacă te gândeai cu capul. Am zis că mă gândeam logic. Nu suntem la televizor aici. Nu e dacă gândeam logic. Dacă gândeam logic, nu făceam. Are dreptate. Adică dacă punea totul pe foaie, matematic, calcule, chiar are dreptate, chiar nu l-am dat. Ai cu sufletul și inima, diferență în altă țară, fără mamă, fără tată aici, fără niciun neam, nimic, nicio prietenă. Cum a zis, sub zero am plecat, probleme, televiziune, bunii, n-ar fi trebuit să dar fac niciodată pasul. Dar voi v-ați gândit să vă uniți mai tare prin venirea unui copil pe lume? V-ați dori lucrul acesta? Băi, când o veni, eu îl aștept. Ana, tu-ți dorești? Da. Ea e mai așa, programatoare. Păi a programat, l-a luat pe Costică, primul vostru păi fiu, da? Păi da, asta a fost o încercare să văd cum mă descurc o fiesă. Da, Ana, dar nu se compară, adică... Mă, se compară că eu îl iubesc rău de tot. Eu am zis, asta până eu am zis așa, taică, dacă vrei copil. Eu mi-am crescut copii, te ajut și eu, te ajut 20%, tu faci-l tu, 80% e al tău, 20% e al meu. Și atunci, după vorba asta, știi că am luat de frică. Păi știi ce cred eu că în relația voastră, Mariana, oricum te cocoloșește vis-a-vis de... La vine eu am obosit atâția copii. Îți dai seama, am făcut vreo 5-6 copii, 2 copii, mult. Am unul care face cât 5 odată. Are nepoții care fac cât alții 10? Mariana a crescut la mine, dar Maria m-a spitalizat mai rău decât 5 copii, că nu stă lângă mine. Deci și mai în total 10 copii. Câți ai? Păi câți copii? Băi, și 3, 4, 5, 6, adică totodată sunt și 9, 11. Și 11, și 12. Da. Eu cred că mai devreme sau mai târziu o să deveniți și părinții... În adevăratul sens al cuvântului, alu Costică, ori fie, poate chiar nu mă, Costică a urcat pe dulapuri acolo și nu putem să-l filmăm. În fine, la final îl ia cu forța. Maria, ce nu știu oamenii despre tine? Sau știu, de fapt, că s-a tot mediatizat un scandal despre care tu, ca un domn elegant, bine crescut și cu o poziție în domeniul acesta al cântecului popular, folcloric, din punct de vedere instituțional, bă, da, de materii, rămâi un om deosebit, un muzician pe măsură, un profesor, că dincolo de toate meditezi și copiii pentru instrumentul pe care îl iubești atât de mult. Da. Și ce ar trebui să știe despre tot... nu vreau să zic circ, nu vreau să zic show, despre toată discuția, dacă vrei,
inventată sau nu, depinde cum au perceput-o cei de acasă. Și știi la ce mă refer? Ai fost naș. Și naș ce înseamnă? Un părinte spiritual pentru ființe. Se spune că nașii sunt singurii părinți pe care ți-i alegi în viață. Lucru care s-a și întâmplat pentru că ai avut o divergență și, după cum am spus puțin mai devreme, ai preferat să stai la distanță, să nu răspunzi provocărilor. De ce crezi că a fost și încercarea aceasta în viața ta? Sau ce a trebuit să realizezi în urma ei? Îți răspund imediat. Ana Maria știe un anumit lucru pe care noi ne bazăm. Nu suportăm minciuna. Eu nu suport minciuna în viața mea. Dacă cred am că e prins-o, cartea de vizită a unui om. Dacă am prins-o cu minciuna sau dacă m-am prins cu minciuna, atunci nu mai e... Asta dorește toată lumea, știi? Să nu zici minciuni, dar până la urmă cred că toți zic minciuni, știi? Mai mici sau mai mari. Lasă, nu vorbim de minciunele. Sau lucruri care te sunt ajută să te scuzi în anumite ipostaze. Anumite minciunele sunt salvatoare și sunt bune și sunt bunicele. Eu vorbesc de minciună. Bun. Am învățat că, acum, mai bătrân, până acum n-am știut cu ce să mănâncă media. Mamă, și câte o să mai înveți? Da, stai că mai am o strofă, nu mă întreb. Mai am o strofă. Am învățat că, în media, și vă rog să nu vă supărați pe mine, nu știu, nu la acest post de televiziune, se mănâncă foarte bine ceartă. Felul întâi, adică ceartă. Băi, asta vrea omul, asta îi dăm, până la urmă, nu? Bun. Este vorba de un băiat care l-am respectat, care a crescut. Acest băiat, chiar îi putem spune numele, pentru că a fost în emisiunile noastre de televiziune, mie place să fiu om corect, cum a spus Marian, să nu se mintă, este un prieten de-al nostru, de-al emisiunilor, adus chiar de nașul pe lui, care vi l-am prezentat eu, da. Vi l-am prezentat eu și v-am spus că este un băiat bun, se achită profesional. Serios și chiar așa serios, a fost. A fost serios, da. Și întotdeauna te amintea, Marian, dă-mi voie să spun ție, dă-mi voie să-i spun Anei și celor de acasă, îi mulțumesc nașului meu că sunt în emisiune, niciodată n-a vorbit lucruri urâte despre voi. Din contră, vă prezenta ca pe o familie exemplu. Atunci a fost cum ar veni luni, dar după luni vine și marți. Lucrurile se schimbă. Zilele se schimbă, anotimpurile se schimbă. De ce? Se schimbă pentru că unii oameni sunt schimbători în funcție de... De buzunar, în funcție de bănuți, în funcție de ceea ce dorește sau în funcție de ceea ce îi învață altcineva pentru a ajunge mai sus. Așa sunt unii oameni. E, ce s-a întâmplat? El fiind foarte bun și la ora asta cântând cu dușmanul meu numărul 1, iar ajungem acolo, îi fac prea mare, îmi pare rău că trebuie să ajung acolo, îi fac onoare acestei doamne să vorbesc de ea în continuu. A avut mare onoare că a fost soția mea. Asta e, s-a dus. Acum nu mai e soția mea. Poate și ea zice același lucru. Mai n-are cum să zică că. N-are cum să zică pentru că se văd rezultatele actuale. Acum ce să facem? Bun. L-a înțepat pe acest băiat să sară la gâtul meu, nu la propriu, pentru că la propriu n-are cum, că n-are cum. Profesional și să meargă... Bun. Hai să spunem că el cu Edi, deci de fapt și de drept n-a avut cu mine o problemă, a avut cu băiatul meu, cu Edi, că i-a dat niște bani împrumut, care într-adevăr, așa este. Într-adevăr, așa este. Lucru pe care ți l-a recunoscut fiul tău sau da. A venit să ți-l spune el da. Înainte eu de nu am temeierea acestui Eu nu scandal. Am știut nimic, am vorbit cu Marius, după, m-a sunat el, după emisiune, m-a sunat și am avut o discuție. Ca de la părinte, chiar dacă nu n-aș putea să fiu părinte, care are 40 de ani. Dar el a crescut în ochii mei. Părinte spiritual. Cum părinte spiritual, foarte bine. Și ei doi s-au ajutat reciproc. Și au împrumutat bani unul de la celălalt. Au cântat la restaurant ani de zile. N-ar fi o problemă. Acum, el a spus, l-am împrumutat pe Edi cu niște bani, nu a trecut termenul, sau a trecut termenul cu vreo lună de zile și am nevoie de bani. Bun. Și am spus așa, cum i-au spus și invitații din acea minunată, cărora vreau să le mulțumesc că ei mă cunosc și știu că eu sunt un muzicant. Nici muzician, dar sunt un muzicant foarte respectat în afara meseriei prin cuvântul meu dat. Eu îmi respect cuvântul dat. Eu dacă am zis da, e mai important decât orice.
orice semnătură dată. Și a zis că n-a trecut. I-au și spus, domne, nu, i-am spus eu. Domne, dacă ai o problemă de genul acesta, că ți-a luat cineva banii, nu crezi că trebuie să mergi la miliție? 222, 222, 222. Nu trebuie să mergi la miliție. Nu, că eu am vrut să merg acolo, la televiziune. Măi, băiete, du-te-mă la miliție, mă. Da, frumos să înțeleg puțin, Marian, de ce s-a ajuns în punctul ăsta? Și de ce n-a fost problema rezolvată între el și fiul tău? Pentru și de ce că, a trebuit să intervină tatăl că, și să se iște un așa mare scandal mediatizat? Pentru că mi-a spus că cineva l-a împins să facă locul acesta. Nimeni este suficient. Păi bun, și atunci te întreb eu pe tine, oare încrederea în oameni există? Eu i-am spus așa, tu spui frumos, eu i-am spus așa, dacă acel cineva spunea să iei un ciocan să-mi dai în cap, unde dai în cap cu ciocan? Păi nu, nașu, băi, cam să ies și am să spun că nu dumneata ești de vină, că am avut o discuție cu Edi și am fost împins să fiu așa și așa. Și am zis, măi omule, încrederea se câștigă într-o viață întreagă și o poți pierde într-o secundă. Ce faci tu cu mine? Ce încerci să faci? Eu dacă ieșeam efectiv să-mi apăr imaginea este mult spus, că nu sunt eu cu imaginea, nu sunt Michael Jackson, să-mi apăr cuvântul meu, aș fi intrat în mocirlă. Pentru că publicul nostru telespectator o gândește la repezeală și cum o vede repede. Ah, Marian Mexicanu a păcălit pe... Și vede un portret acolo, scandal, monstru, cu... ce malu, ce monstru, ce avem aici, ce avem, balauri, unde suntem, în ce suntem. Am preferat să nu ies. Iar dacă eu aveam o problemă gravă și nu-mi respectam cuvântul, acel om se mai ducea și a doua oară și a treia oară și dacă se simțea furat. Dar este un subiect foarte bun de ceartă. Au ales subiectul acesta. Eu le spun așa. Eu îi spun așa. Dumnezeu să-l vadă și să-i fie rușine. Dar și-a cerut iertare? Și tu l-ai iertat? Să știi că nu și-a cerut iertare. Pentru că el a crezut că eu îl înregistrez în discuția mea. Și am spus, nu ți-este rușine de ce mi-ai făcut? Și a zis, nașule, de ce să-mi fie rușine că m-ai înjurat? Și am spus, da. Și am să spun lumii întregi. Când a ieșit cearta și asta, eu am pus mâna pe telefon și l-am înjurat. Băi, l-am înjurat. Și ți-ai asumat? Băi, mi-am asumat, l-am înjurat. Dar stai, n-am lovit pe nimeni fizic, nu am bătut pe nimeni, n-am încercat să... Nu. Băi... Păi ce-ar fi acum toată lumea care înjură să iasă la televizor? Băi, și cum mine toți m-au înjurat, s-au mai supărat, ne mai înjurăm. Băi, bip. Când ai din gură, știi cum e, dar câinele care latră nu mușcă, mă, nu? Eu ăsta sunt, bă, sunt vulcanic. Băi, da. Spun în fața tuturor oamenilor. Da, domne, nu poți, cât de mic aș fi, uite Costica al meu, îi fac așa mereu, pac, pe față, mă, că mă joc cu el. Mă, că îl văd că doarme tot timpul, că ea nu-l las afară să iasă, că să nu se bată cu alți pisoi. Și mă joc eu cu el. Te rog să mă crezi cât e de mic, îmi dă cu laba să sară la mine, să mă zgârie. Deși eu n-am cum nici eu n-am păi cum. Era doar de Moș Crăciun care... Nu, că cum mai fi să vină pentru Costică? Și vara Moș Crăciun și să facă plajă la Mamaia sau Neptun? I-am adus o jucărie de Costică. Dacă tot ai spus de Costică, Costică, cum te joci tu cu el? Costică! Echipa folclorul sub lupă i-a dormit și lui o jucărie. Costică, vină la tata. Zi impresionant. Da, ești prima care a dat. Și mai multe bucurturi de Costică. Eu cred că cu vizita la voi acasă nu o să uitați niciodată, așa e, Mariane? Nu mai eu nu să vă pe voi, pentru că la începuturile revenirii mele în post, născusem de foarte puțin timp, fizicul nu m-a ajutat pentru că aveam multe kilograme pe plus. Și acum Marian Mexicanu mi-a propus să particip într-un videoclip împreună cu sora mea, m-am bucurat foarte mult și cu finul, a fost tot timpul lângă mine. Nu, da, de asta m-a impresionat și am vrut să abordăm puțin subiectul acesta, pentru că pe mine m-a uimit modul în care erați prieteni, felul în care vă ajutați, putea unul să vină la emisiune, nu putea tarafu, pac, Marian Mexicanu se ocupa repede să înlocuiască. Ce mi-a promis nașul? Nu știu de ce nu, n-am să merg nicăieri. Ce e să-ți dau în judecată că tu n-ai nicio vină? Și am spus... Da, dar uite, înseamnă că și-a asumat și-a realizat greșeala. Păi, dragă mea... Cum vezi tu împăcarea dintre voi? Uite cum văd eu. Mă văd cu tine,
mă fac că mă împiedic de tine, băi, și când cad pe tine rău de tot și te lovesc cu cotul, auzi și un pic așa mai dal dracu, știi, te lovesc și după aia spun, vai, când tu deja sângerezi, dai sânge de nas, guvată, vai, iartă-mă! Păi ce mai mă interesează pe mine când spui tu iartă-mă după ce mi-ai spart fața? Da, Marian, hai să spun ceva de cei de duhovnic. Ai mers să-i povestești cazul ăsta? Da, Marian, i-a povestit lui Costică. Bun, dar știi că acolo duhovnicul zice cea mai mare putere pe care ți-o poate da Dumnezeu este să ierți. Să ierți. Eu cred că în sufletul lui l-a iertat. Iar eu, asta spun, că tu dincolo de faptul că ești răzbunător, eu nu cred că sufletul tău chiar e rău, e avar, nu. Stai puțin, de când l-am, ce ți-am zis eu, de când l-am iertat? De atunci de când ai vorbit cu el. Asta spun. S-a uitat la mine, și spunea, dar ce-i cu tine? Că îi spuneam, uite bă, nu suntem la televizor, nu? Îi spuneam, ia uite bă, ăsta e fraier, mă. Bă, ăsta e fraier, tocmai cu mine s-a luat, care eu chiar nu i-am vrut rău și ea mă știe că eu sunt prostănac. Și oricum trece și el printr-o perioadă urâtă și l-a sensibilizat lucrul ăsta pe Marian și... Eu l-am iertat atunci și am zis, fă ce vrei. Asta e important. I-am zis, fă ce vrei și i-am spus așa, trimitem numărul de cont. În secunda asta. Ca să ne apoi suma de bani? Da, și am spus, acum îți trimit. Și am zis, nașule, n-ai de ce să-mi dai dumneata mie bani. Măi, este, până la urmă, este copilul meu. Dacă tu ai avut o neînțelegere cu el, eu răspund. De greșit. Da, e copilul tău, e adevărat, dar este major. Este la vârsta la care el este tată. Are problema copii. Problema între noi este și un pic altfel. Dar când Edi a dat lui 10 de milioane. De ce Edi nu s-a dus la televizor să spună care ți-i dea bani? Asta e problema. Pentru că ei au fost ca și frații. Păi poate, uite, și eu de mâine mi-ar plăcea să am un statut de vedetă și mai mare. Crezi că m-ar cumpăra o sumă de bani ca să apar în fața televizorului să descriu problema familiei? Sau că m-ar reprezenta? Vei fi bine văzută în fața unor oameni fără studii și în fața unor oameni simplu. Vai de capul lor. Nu simpli, vai de capul. Că și eu sunt un om simplu, dar nu sunt vai de capul meu. Am fost la școală. În fața unor oameni, vai de capul lor, din punct de vedere al educației. Și așa sunt. Nu știu dacă sunt foarte puțini. Nu. Unul ca mine nu te-ar aprecia niciodată. Categoric. Și nici tu nu m-ai aprecia pe mine dacă aș face așa ceva. Nu. Mie îmi place să fac lucrurile așa pe munca mea. Da, crezi în vorba cine se aseamănă, se adună? Da. Uite, ai ce părus ai ca mine. Uite, moldoveancă. Măi, ea e ceasă într-unul. Deci, ea este născută în Basarabia, da? Bun. De la 4 anișori, când abia aruncase biberonul, a luat-o maica-sa și cu taicosul, a dus-o în Grecia. Deci ea, de la 4 ani până la 20 de ani, până am matriculat-o eu pe România, ai înțeles că am matriculat-o, nu? Am învățat-o ăștia nematriculat-o, ăștia spuneau pe Bulgaria. Nu, care Bulgaria? Ei spuneau să te matriculezi pe Bulgaria, că e mai ușor. Aaa, adevărat? Nu. Adică mai puțin bani cu asta, nu. Eu te-am matriculat, adică normal, căsătorie, legitim, în fața lui Dumnezeu, cu acte în regulă, soția mea, de ani de zile. Păi, Mariane, apropo de asta, ai matriculat-o ei. Da. Crezi că toți bărbați înșală? Ce are piatra cu... Ce are iepure? Păi, da, ce are? E un subiect sensibil, de câte ori întreb treaba asta, e un subiect sensibil, cu sinceritate, da? Am vorbit de cartea de vizită a omului, când răspunde cu sinceritate. Mamă, dar ce-mi place, ce subiect te-a adus la mine, să spun ce, băi, eu sunt amdracu și o spun pe față. Atâta timp cât femeia mea nu știe că am lipsit de acasă, are ce-i trebuie, este iubită, atenție, nu că dacă îi dau mâncare și are ce-i trebuie, na, gata. Așa e și Costică, hrănici și are lichier. Dacă ea nu simte nimic și eu am fugit, că eu sunt foarte periculos ca bărbat, dacă am fugit 6 secunde și eu, muști, nu? Care e problema? Dar e greu să nu calci strâmb sau te lași, dacă știi cum e pofta inimii, că are Vali Virgilio melodie, băi, să iubești două femei, să nu știi pe care ei, nu ți-ar fi frică că uai, e totul tău și cine știe cum calci strâmb? Eu am strâmb fost crescut și rămâi așa acolo. Eu am fost crescut rămâi agățat în copac. Agățat. Nu, nu mai rămân agățat, că știu cu ce să mănânc, că nu sunt prea bătrân. Da, ai rămas agățat. Însă, un om ce a fost nu poate să uite niciodată. Lopule. Eu am fost o panoramă. Eu recunosc că am fost o panoramă. M-a potolit rusoaica. Rusoaica m-a potolit. Grecoaica m-a potolit. Păi cum ai reușit, Ana, să-l potolești?
Tu, eu m-am potolit că am vrut, eu mi-am dat seama că... Asta spun că Doamne, cred că ține și de bărbat, nu? Nu, da, nu te poate că potoli o femeie. Acum toți sunteți vânători, dar până la urmă... Nu, ea cu simplitatea ei, cu vorbele ei frumoase și eu deja am mai purisănit puțin acum, fraților, și ce zic, mă, dracu, uite unde m-au dus. Ai intrat la andropauză? Unde m-a dus? Acum lumea te dorește, că te vede, uite, la aici mă, te vede. Un weekend, nu sunt. Marți, miercuri și joi, Maria Mexicanului la andropauză, lunea, vinerea și în weekend. Înseamnă că lunea, vinerea și post, că dacă scap de zilele cu Băi, andropauză. Nu, mi-am dat seama că e un drum greșit. Încercam să văd cum este o femeie rusoaică, o femeie congoleză, birmaneză, americană. Ai iubit-o pe vreuna din ele așa cu patos, cu gândul că mamă, las tot și mă duc după ea? Ți-a plecat mintea așa? Ciudată, eu am fost un tâmpit nebun care... S-a potolit. Na, da. Basarabeanca i-a pus. Nu. Supărările mele, vârsta și, bineînțeles, atitudinea ei. Atitudinea ei de om bun. Că dacă veneam acasă, păi tot de la bea am plecat. Ce fac? Scapă dracu, dau taxul? Nu. Unde ai fost? A fost bine? Știi? Da. Așa îi zice Ana? Da. Nu știu. El vorbește pentru tine. Oare este frumos? Oare este frumos? Uite, vezi că unele minciunele de multe ori te ajută să ieși din, că vorbeam puțin mai dure. Acum deja pe Mariană îl simt. Păi ce vrei să-i spun? Că sparge din casă? N-am cum să spun locul mă, ăsta. Încă n-am ajuns la momentul ăla. Cristale. E clar că până sus n-a ajuns. Mai pe partea ăsta. Încă n-am ajuns la momentul ăsta să sparg. Știi? Adică ești geloasă, nu? Nu. Mă! Păi, dar n-are de ce, că nu i-am dat ocazia. Păi de ce poate geloasă dacă se... Și de asta da? Nu sunt geloasă, pentru că meseria noastră... Cum să zic, eu necesită să zâmbești cu toată lumea, să faci glume. Dar ești gelos, maestră? Poate dacă nu eram de aceeași meserie, vedeam lucrurile altfel. Și vedeam, aolo, de ce a zâmbit cu aia? Aolo, de ce a pupat-o pe aia? Aolo, de ce? Dar tu ești gelos, Maria? A, nu. Să oferească Dumnezeu. De ce Dumnezeu? Sunteți voi bărbați? Să oferească Dumnezeu să văd o... Ca răspuns măcar la un... Vai ce frumoasă ești pe astea, socializările astea. Pe paginile de socializare. Vai ce, să zic că mulțumesc. Marian, dar aici apare egoist. Adică băi, nici mulțumesc, bună ziua, e, da, bună ziua, e căpătat. Alo, măi, fără Marian, d-astea. Ce al tău e doar al tău, ești egoist. Iar ce al lumii e și al tău. Păi cum vine asta? Nu, tată, eu n-am făcut rău niciodată nimănui decât numai dacă cineva mă dorește. Ia auzi, să-l contacteze. Dacă cineva mă dorește, 222, dacă se poate și dacă doamna respectivă este nemăritată, dacă câinele este al nimănui, dacă n-are stăpân, dacă vrea și câinele să mai muște câteodată, să mă muște, tată. Și ce faci? Dar după aia eu nu-ți spun unde-aia. Păi dacă îți tragi o ce mușcătură mă, de Camilă, Mariane... Marian, cine știe ce mușcătură de Camilă îți faci? Nu mai mă mușcă, nu ne mai mușcă, nu mai s-a dus că mușcătura la... Am și eu 4-7 de ani, nu mai sunt acum în tinerețe. În tinerețe îi se spunea neînfricatul, acum cum îl zic, Gala? Mie? Măi, eu nu știu cum l-am cunoscut acum... la tinerețe. Acum știi cum mi se spune? Rebenelu! Nu... Costică, nu de ce? Doamne, păi tu ai zis cu gura ta, dar te sărbătorești după aia odată n-am cu el. Cine știe oricum, cu înaintarea vârstă? Oricum, i-am pus ziua de naștere lui Costică într-o zi cu alu Marian, 16 decembrie, te rog. Ia uite. Da. Și Costică este la fel de neînfricat ca tine? Mamă, știi cum se bate cu Marian dacă vezi? Ăla e periculos. Păi cine, pe tine se bat? S-a dus și la castrat. Uite ea. Păi era teamă că o să mai aibă un partener de joacă. Nu, era mai periculos ca mine și a zis, de ce să fie asta mai bine? Și așa i-a distrus obiectul. Aoleu! Doamne! Băi, glumă, una glumă. Și cu una fac două. Glumă. Ce foarte ești gelos sunt. Foarte gelos. Foarte ce gelos. Ce zodie ești? Spuitor. Țigan. Nu măi să spun asta, cântam la calafat. O nație de-a noastră, noi sunt țigani slătari, țigani ursari, țigani aia și spoitorii. Spoitorii o nație de oameni, aceia care, marea majoritate dintre ei, nu toți, că acum toți, mulți spoitorii sunt, hei, sunt șmecheri, educați. Dar unii au mai rămas de mai strâng gunoiul după jos, unii aceia care ideea sunt... Ideea cu fuste și... Da, o meserie să știi fără ei, ce n-am face, Marian? Cântam cu Nicolae Guță pe scenă. Băi, frate, vorbesc de acum 10 ani. Și... Țiganii, fără număr, fără număr, fără număr. Băi, s-a făcut-se pe acolo, pe jos.
mare covor de bani. Trebuia de măturat. Da. Acum nu mai țigănuși de mici? Băi, naibii, bă, băi, și cum erau săgeți? Chiu, pe cenă și furau banii. Bani, bani, mama, guța mie făcea semn să iau banii. Băi, cum să iau banii? Părinții care te dau banii. Da. Bine făcut. Și mă, ce scuze să mă fac pe mine ăștia aici? Ce să mă pui să mă... Ia banii, guță, Nicolae. Acum eu trebuia să mă duc, că vine cu un copil și vreau să-l iau pe un copil de la așa de rechizit. Mă, uite, tată, dar bă, tu ești prea așa nervos, mă, repede fugi cu banii ăștia, mă, dar ce... Și luăm așa puțin. Bă, dar ce zodie ești, mă, tu, tată, că ești prea nervos așa, Ioner? Spăitor! Așa și eu, că nu ce știa țigarul, ce zodie... Așa și eu, spăitor. Spăitor, supranumit? Săgetător. Săgetător și tu, Ana? Săgetător, da. Fecioară. Nu, minte. Ai fost și ești în continuare. Minte, mă, cum vă luați după ea, mă. Of, Doamne, dar trebuia să sar peste această întrebare. Dar era de așteptat că e foarte gelos, Marian. Da? Da. Așa îți dă ție... Nu, așa, e specific zodie. Bă, ea este frumoasa mea și nu vreau să o împart cu nimeni. De-aia m-am făcut și eu cu minte. Dar eu oricum n-am greșit în viața mea nimănui. Să mor. Pardon? Pe cuvânt? N-ai greșit pentru că ești, de-aia ți-ai și luat o pisică, știi să-ți acoperi groapa la fel de bine ca și Costică. Nu, nu știu. La Costică l-a luat somnul definitiv. Da. Deci ne-am înțeles cu el, am trecut și la subiectul copii, am trecut și prin subiectul... Alte subiecte, ce mai doriți să dezvoltăm? Alte subiecte, păi aș vrea să vă rupem promisiunea că o să mai revenim... la edițiile viitoare, la voi în casă, până atunci sper să nu mai ai un scandal mediatizat. Am să vii cu o veste, iată, venirea unui prunc în familia mexicană. Am să le spun aici, la emisiunea ta minunată, că îi rog din suflet să-și ia, adică să nu mai apeleze la astfel de tertipuri televizioniste vis-a-vis de mine, că nu le răspund. Bravo. Nu răspund. Vreau să vă spun că sunteți deosebiți, că vă mulțumesc că m-ați primit în căsuța voastră împreună cu colegii mei. Cu mare drag. A fost o discuție. Nici dacă mergeam la cafea cu o prietenă, nu cred că dezvăluiam atâtea lucruri frumoase și sincere. Eu sunt convinsă, cum a spus și Ana, că Dumnezeu va face lumină în povestea ta de suflet și totodată să nu vă pierdeți credința. Niciodată. Te iubim, te respectăm și mulțumesc Etno TV. Din tot sufletul. Într-un final, v-ați dat seama că ați fost sub lupă în emisiunea aceasta și vă mulțumesc pentru sinceritatea cu care ați tratat toate subiectele. Să rămână și drag. Mulțumesc pentru emisiune. Și eu vă... Da. Ascultând povestea de astăzi în casă la Marian și Ana, mi-am dat seama că nimic nu este întâmplător și suferința acestui tată se leagă poate de faptul că niciodată copiii nu-și vor aminti de lucrurile materiale dăruite, ci de simțămintele pe care le-ai împărtășit. Vă pup, să aveți o zi bună!